Deputatul hunedorenilor Carmen Hărău susține și sprijină campania lansată de PNL prin copreședintele Alina Gorghiu cu privire la legiferarea cotei de 30% reprezentare a genurilor în politică. Mai mult decât atât, această acțiune pe care Partidul Național Liberal încearcă să o promoveze este una fără culoare politică. Partidele politice în România au dovedit că n-au apetență pentru a promova femei, încalcă în acest fel Constituția, articolul 16, paragraful 3, și cred că dacă buna practică europeană a condus la nevoia în 15 țări europene avansate de a legifera cota reprezentării de gen, cred că faptul de a face lucrul acesta în România nu este un exces. Unul dintre motivele pentru care parlamentarul hunedorean militează pentru legiferarea cotei de 30% reprezentarea genurilor în politică este faptul că abordarea socială românească este discriminatorie și profund misogină în ceea ce privește accesul și valorizarea femeilor în politică. Am constatat în 3 ani de politică că, într-adevăr, societatea românească este profund misogină în manifestări. Nici măcar femeile n-au abilitatea, n-au impulsul. Poftiți, vă rog, și la asta. Impulsul de a vota femeile. Am constatat în politică faptul că marea majoritate a colegilor mele sunt mai conștiincioase decât domnii, am constatat, studiind statistici, că țările unde reprezentarea în politică a doamnelor este mai consistentă, au sisteme politice mai curate, mai oneste, și ăsta nu e un lucru de ignorat. În cadrul conferinței de presă, deputatul Carmen Hărău a solicitat tuturor hunedorenilor ca în cazul în care au opinii și observații pe tema legiferării cotelor de gen să le transmită pe adresa de e-mail cabinethărău@yahoo.com.